În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Suntem în duminica a patra după Paști și am participat la dumnezeiasca liturghie întru care s-a citit Evanghelia unei vindecări, a unei duble vindecări, trupească și sufletească. Vor urma și alte duminici până la Rusalii, în care în centrul atenției vor fi vindecări sau tămăduiri de boli incurabile, de boli trupești și de boli sufletești. Învierea Mântuitorului a adus vindecare la toată lumea. Cu toții suntem bolnavi, dacă nu trupește, cu toții suntem bolnavi sufletește. Prea puțini oameni s-au vindecat, s-au tămăduit de patimi, prea puțini oameni urcă prin luminare spre îndumnezeire. Prin urmare, Evanghelia de astăzi ne spune în esență de ce a venit Mântuitorul Iisus Hristos în lume. A venit ca să tămăduiască omul, să-l vindece de neputințele lui sufletești și trupești, să-i dăruiască o altă viață, mai ales pentru aceasta, să-i dăruiască viața veșnică încă din lumea aceasta. Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi este de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, este consemnată deci în Evanghelia a patra și ne vorbește despre un om care suferea de paralizie de 38 de ani. Cei care ați suferit, ați avut boli sau ați stat lângă bolnavi, de boli care sufereau de boli grele, fie și numai câteva luni. Poate unii dintre dumneavoastră ați avut de îngrijit bolnavi care au suportat boala ani de zile. Dar gândiți-vă că acest om din Evanghelie era bolnav de 38 de ani. Aș vrea să remarcați faptul că Mântuitorul Hristos avea 32-33 de ani. În momentul în care s-a întâlnit cu acest paralitic la Ierusalim, era o sărbătoare la Ierusalim. Unii se precizează care sărbătoare. Și Mântuitorul a venit la această sărbătoare, a intrat în Sfânta Cetate a Ierusalimului printr-o poartă numită Poarta Oilor și la intrare era o scăldătoare, adică un bazin de apă care avea 5 pridvoare, adică 5 coridoare întru care zăcea mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați. Prin urmare, a intrat Hristos într-un loc al suferinței. Acești oameni așteptau cu toții ceva, dar nu pe cineva. Ce așteptau ei? Așteptau mișcarea apei din scăldătoare. Pentru că din când în când, niciodată nu se știa când un înger trimis de Dumnezeu tulbura apa din acel bazin și se întâmpla că fiecare om bolnav
care intra primul după ce se tulbura apa, se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Și cum fiecare dorea să fie sănătos trupește, așa cum cred majoritatea dintre noi ne gândim cu asupra de măsură la sănătatea trupească și mai puțin ne gândim la sănătatea sufletească, și acești oameni căutau într-un chip, să o recunoaștem, și egoist, să o spunem, era și o nevoie, dar era și un egoism, pentru că erau oameni foarte, foarte bolnavi, erau alții mai puțin bolnavi, și de regulă aceia mai puțin bolnavi reușeau să fie aruncați sau să se arunce ei în apă când se tulbura apa și se făceau sănătoși. Ei bine, în această mulțime de bolnavi, care fiecare suferea de câte o boală, a venit Hristos. Și iată-L pe Hristos în mijlocul oamenilor bolnavi. Dar El, care, așa cum îl numim, este doctorul sufletelor și al trupurilor, El s-a îndreptat spre un anumit om. Spre acest om paralitic, care suferea de 38 de ani. S-a dus direct la el. Și l-a întrebat ceva ciudat. Vrei să te faci sănătos? Ne spune Evanghelia ceva foarte important și aș dori să rețineți acest lucru. Că Hristos l-a văzut pe acesta și l-a căutat, se înțelege, și apoi l-a întrebat. Sunt trei verbe foarte importante. L-a văzut, spune Evanghelia. L-a văzut pentru că îl căuta. Și ni se spune că știa despre el, că era bolnav și încă de mult timp. Evident că știa ca Dumnezeu, având atot știință. Dar l-a întrebat ceva. Ce ar putea Dumnezeu să-l întrebe pe om? Ce? Adică nu știe Dumnezeu ceva și trebuie să-l întrebe pe om? Dar spune Evanghelia, l-a întrebat ceva. Vrei să te faci sănătos? O întrebare retorică, dacă nu un pic neserioasă, în contextul unei suferințe mari și îndelungate. Putea omul să o ia ca zeflemea. Adică, cum întrebi tu pe un bolnav și încă de 38 de ani dacă dorește să se facă sănătos? Evident că da. Cine nu dorește să fie sănătos? Cine dorește să fie bolnav? Nimeni. Toată lumea dorește sănătate. Chiar așa își urează oamenii în primul rând. Sănătate. Dar se gândesc la cea trupească. Să o spunem apăsat. Majoritatea. Majoritatea absolută. Vrei să te faci sănătos? Și atunci omul, auzind această întrebare, n-a socotit-o ca fiind o întrebare neserioasă, cum putea să pară, și a zis așa. Doamne, eu nu am om care să mă arunce în scăldătoare atunci când se tulbură apa. Altul reușește acest lucru. Înaintea mea. Nu am om. Bine, dar iată că ai Dumnezeu. Am putea zice noi acum știind ce s-a întâmplat. Iisus îi zice atunci scoală-te. Acela era pe o targă. Era un om paralizat. Scoală-te, ia-ți patul și umblă. La aceste cuvinte, la această poruncă, cel bolnav a simțit sănătate în corpul lui, în trupul lui. Și a reușit să se ridice de pe targă, de pe patul acela, să-și ia și să plece. Numai că cei care erau în apropiere, și în apropiere erau și farisei, peste tot pe unde era Iisus, hop și farisei, hop și dușmanii lui.
Totdeauna e așa. Unde este un creștin autentic, sigur are dușmani. Dacă el nu simte, e o problemă a lui. Că nu simte, sau ocrotirea lui Dumnezeu. Dar sigur e așa. Dușmanii lui, fariseii, care îl abordează pe, de acum, fostul bolnav. Nu ți se cuvine să iei targa. Este zi de sâmbătă. Este interzis acest lucru de lege, de legea lui Moise. Într-adevăr, în legea lui Moise se spune ceva legat de păstrarea odihnei în zi de sâmbătă. Dar interpretarea fariseilor, evident, este una răutăcioasă. O interpretare formalistă care trădează ipocrizia, evident. Dar ce zice Slăbănovul? Fostul Slăbănov. Cel care mi-a spus să iau patul acela, cel care m-a vindecat, acela mi-a spus ia-ți patul. Cine este acela? Unde este acela? Acest paralitic, nu știm numele, n-a știut unde este, pentru că plecase Iisus, iar cum îl cheamă, l-a întrebat. El ce a văzut de ale lui, Slăbănogul, a respectat porunca lui Iisus și a luat patul și a plecat. Unde a plecat? Ni se spune că în templu. În templu. În templu. L-a întâlnit Iisus în templu. Îl întâlnește a doua oară pentru că îl căuta. Și l-a întâlnit în templu și s-a îndreptat spre el iarăși. Precum o făcuse la Bitesda. La scăldătoare. În templu l-a întrebat. Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești. Ca să nu ți se întâmple ție ceva mai rău. Iată că te-ai făcut sănătos. Păi s-a făcut el sănătos? A fost făcut sănătos. A fost vindecat de Iisus cu puterea Lui. Dar iată ce zice Mântuitorul. Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești. Ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Iubiți credincioși, această Evanghelie se sfârșește prin mărturisirea Slăbănogului. Acest om s-a dus și a spus fariseilor, iată am aflat, Iisus este Cel care m-a făcut sănătos. Evanghelia unei vindecări, Evanghelia unei tămăduiri de o boală incurabilă și vă spuneam dublă, pentru că la final se vede că era dublă. Mântuitorul îi spune la final, cauza suferinței tale este păcatul. Păcatul tău. Un păcat din tinerețea ta mare, care te-a paralizat sufletește și apoi a avut un ecou și în trup. Iată, ai rămas slăbănog. De 38 de ani. Este adevărat, tu suferi. De ce s-a dus Iisus acolo unde era suferință? Pentru că, iubiți credincioși, El este profețit de Isaia cu 800 de ani înainte că este omul suferinței. Nimeni n-a suferit ca El. Nimeni nu înțelege suferința cum o înțelege El. Și totdeauna unde este suferință este prezent Hristos. Acesta e un prim mesaj. Unde este suferință, este prezență divină. Dar, să accentuăm acest lucru, acolo erau mulți oameni care sufereau. De ce s-a dus Iisus tocmai la acest om? Pentru că acest om a îndurat suferința într-o răbdare și nu s-a înrăit în suferință, ci avea dimpotrivă blândețe și bună cuvință și chiar înțelepciune. I-a vorbit foarte politicos Mântuitorului, i-a răspuns la întrebare într-un mod foarte inteligent. N-am om
Hristos caută pe om în suferință, este prezent în suferința omului, dar nu intervine fără acordul, fără participarea omului. Acesta este al doilea mesaj. Care este acordul? Acordul omului trebuie să fie credința că el se poate face sănătos prin puterea lui Dumnezeu, dacă va binevoi Dumnezeu, și omul acesta credea în puterea lui Dumnezeu care a trimis acel înger, și dacă a trimis îngerul, va interveni într-un fel, printr-un înger omenesc, printr-un om care are un pic de milă mai mare decât ceilalți și l-aruncă în scăldătoare. De 38 de ani omul spera. N-a deznădăjduit, n-a cârtit, nu s-a revoltat, n-a blestemat. Dimpotrivă, și-a conservat o bună cuviință și prin răbdare a arătat înțelepciune. De aceea Hristos l-a căutat, pentru că știa că în acest om se ascundea, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, o mare comoară. Nu de argint, de aur sau de pietre prețioase, ci o comoară de răbdare, de nădejde, de înțelepciune. De aceea l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Adică vrei să participi în continuare la vindecarea ta? Îi consultă liberul arbitru și îl provoacă să participe la vindecarea lui. Pentru că vindecarea sau tămăduirea autentică este o împreună lucrare între Dumnezeu și om. Altfel ar fi magică. Degeaba se duc unii aici, colo, nu contează unde, crezând că dacă se ating de niște sfinte moaște, sărută niște icoane făcătoare de minuni, dar nu au în interioritatea lor o căutare a lui Dumnezeu Vindecătorul și o relație cu El care să se exprime în răbdare, în rugăciune, în stăruință îndelungată, în rugăciune. Degeaba Dumnezeu nu lucrează magic. Putea să lucreze magic acolo cum? Să se ducă și să-i tămăduiască pe toți. N-a făcut-o. N-a avut milă oare de toți? Poate erau oameni mai bolnavi decât acesta. De unde știm noi dacă nu erau astfel de oameni? Hristos are o lucrare extrem de personală. Unică. Consultă libertatea omului. Îl provoacă pe om să participe la vindecarea, la tămăduirea lui. Acesta este un mesaj foarte important al Evangheliei. Apoi, un al treilea, și mă opresc, sunt multe mesaje, cel puțin 5-6 ale acestei Evanghelii. Al treilea mesaj este acela că omul acesta, ca de altfel toți oamenii bolnavi, pe lângă boala trupească grea, cu care la un moment dat se obișnuiesc, așa e omul, zice că e greu, dar poate și mai mult. Mai era ceva mai grav în viața lui, și anume singurătatea. La greaua lui problemă de sănătate se adăuga multa lui suferință, pentru că nu avea om, pentru că era singur. Și aici trebuie să recunoaștem dacă a trăit asta, dacă nu, fiecare om va trăi cândva. Cea mai cumplită stare pe care poți să o simți este să nu suferința ta să nu aibă ecou. Adică să nu-i pese nimănui de tine. Să simți că nu ai pe nimeni. Nu am om. Vă amintiți de Pilat? Vă amintiți cu siguranță. El și-a dat seama că Hristos e nevinovat și a mărturisit-o de multe ori. La un moment dat, așa cum era batjocorit Hristos de soldați, coroană de spini pe cap, toiac, trestie în mână, îmbrăcat în flamii de roșie, este arătat mulțimilor de către Pilat cum? Iată omul! Acela era și a rămas singurul om. Adevăratul om. Dumnezeu omul.
Cei care s-au unit cu El, sfinții, prin excelență, sunt și ei oameni. Noi ceilalți ne străduim să fim oameni. Omul e om numai dacă se unește cu Dumnezeu. Iată omul. Anticii spuneau, vă amintesc, câtă lume și niciun om, Esop. Diogene căuta în amiaza zilei cu felinarul, sigur, fiind luat în râs, căuta un om. Ce cauți, Diogene? Caut un om. Nu găsesc. Toată lumea se gândește la ea însăși. Adică egoismul ne trăiește. Altruismul adevărat, dezinteresat și fără rest, rare ori, este prezent în viața lumii. Prin urmare, nu am om, dar iată că omul a venit lângă tine, adevăratul om, și a dat următorul mesaj. Am venit la tine pentru că tu, deși nu ai oameni, omule, ești totuși un om al lui Dumnezeu. Adică omul acesta trăia absurdul, dar nu în forma lui cea mai gravă. Știți ce înseamnă absurd? Înseamnă ca să nu aibă ecou în ceilalți ceea ce ți se întâmplă ție. Dar mai grav, să nu aibă ecou în tine însuți ce ți se întâmplă ție, adică să-ți pierzi echilibru, și mai grav, să nu aibă ecou la Dumnezeu ceea ce ți se întâmplă ție. Adică să te simți părăsit de Dumnezeu. Aceasta e cea mai mare dramă. Omul acesta nu avea ecou la ceilalți, la ceilalți oameni. Dar în interioritatea lui se lucra ceva. Exista ecou. Exista echilibru, în primul rând, era un om echilibrat în suferința lui. Prea puțini oameni în suferință îndelungată își păstrează echilibru. Majoritatea se dezechilibrează, se înrăiesc, se revoltă, etc. Oameni senini în suferință rarisim găsești. Oameni împăcați cu suferința, care găsesc un sens în suferință. Aceștia, de fapt, sunt oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu, care a dat sens suferinței. Și suferința are un sens. Sensul suferinței este învierea. Hristos știa spre ce se îndreaptă și a anunțat-o de cel puțin 3 ori înainte de patim. Știa că suferința lui are o țintă, are un sens, are un rost. Ca să mântuiască lumea. Prin înviere, prin înălțare. Mesajul deci aici este următorul. Fiecare dintre noi, dacă n-a trecut, va trece prin suferință. Spuneau filosofii, a trăi înseamnă a suferi pe lumea aceasta. Iar a supraviețui demn în lumea aceasta înseamnă să găsești un sens în suferință. Și sensul în suferință este dat nu de om, ci de Dumnezeul om, care vine lângă om, îl caută pe om, îl știe pe om că suferă și că de mult timp și îi consultă voința. Vrei să te faci sănătos? L-a întrebat așa și pentru că omul nu știa cu adevărat că motivul, cauza suferinței lui era păcatul lui. Iată, te-ai făcut sănătos. Te-ai făcut sănătos, i-a spus așa, pentru că ai participat la vindecarea ta. Eu te-am făcut sănătos, evident. Dar iată că Hristos îți smerește și îi spune, te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești. Înseamnă că păcatul te-a dus în situația de paralizie. Ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Ce putea să îi se întâmple mai rău unui om? Iadul. Adică să părăsești lumea aceasta absurd. Cu durere vă spun, mulți oameni așa pleacă. Într-un mod absurd. N-au înțeles absolut nimic. Se vede asta. Consultați înainte de moarte. Dacă mai au un pic de luciditate. Și o să vedeți o deznădejde pe fața lor. O descumpănire extraordinară. La unii chiar revoltă, precum la tâlharul de pe cruce. Amintiți-vă cel din stânga. Care fulea. Este adevărat că puțini sunt și dintre cei ca tâlharul care s-a mântuit prin pocăință. Prin urmare, iubiți credincioși, multe mesaje pentru noi astăzi. Aș mai arunca unul într-un minut. Așa spre meditație. Fariseii s-au deranjat foarte mult. De ce a deranjat vindecarea asta?
Pentru că Hristos le scotea mințile în două feluri. Și anume, el era deasupra legii, și asta îi nebunea, pentru că pentru ei legea era divină. Și Hristos a spus, eu sunt Domn și al sâmbetei, și este sâmbăta făcută pentru om, nu omul pentru sâmbătă. În sâmbătă să faci binele, nu răul. Poți să vindeci un om. Evident că da, e lucrare dumnezeiască. Da, le scotea mințile prin aceasta. Noi avem ce avem cu tine. Nu numai pentru că, spuneau în altă parte, că tu calci cumva legea lui Moise. Cum adică să o calce el care a dat-o. Hristos dăduse lui Moise legea. Dar mai mult decât atât, tu te faci pe tine Fiul lui Dumnezeu. Asta nu. De ce nu suportau fariseii asta? Pentru că legea pentru ei era, și ei respectau formal, era un prilej pentru a-și cultiva imaginea morală. Adică în afara lumii ei păreau oameni sfinți. Pe de o parte. Și pe de altă parte le-a anunțat că a venit Dumnezeu în persoană. Dacă prin Moise a venit prin lege, acum a venit în persoană. Ei, trebuie să vă confruntați cu El. Deci erau atacați și din afară ca imagine și din lăuntru că trebuia la un moment dat să se confrunte cu El la modul direct. Și au făcut-o. Și până astăzi o fac. De aceea fariseii se prevalau de lege pentru ca să-L acuze pe Iisus și să-I oprească pe cei care veneau la Iisus. Se întâmplă până astăzi lucrul ăsta. Oameni care nu înțeleg că de fapt venind Hristos în mijlocul unei mulțimi și pentru un om face același lucru în biserică până la sfârșitul veacului. Viteza se numea casa milei sau a milostivirii sau a îndurării și are legătură cu templul. Sunt două locuri, dar toposul acesta extraordinar. Pe de o parte viteza ca loc al suferinței, ca loc în care se arăta îngerul și tulbura apa. Deci lucra Dumnezeu, dar în mod sporadic, dacă vreți, într-un mod miraculos, într-un loc spectacular, într-un fel de acesta prin care oamenii să știe că sunt cercetați de Dumnezeu, Iisus vine și permanentizează această lucrare a vindecării. Unde? În biserică. Pentru că după vindecarea din de la viteza, este prezent în templu. Iarăși imaginea bisericii. Și acolo în templu Hristos îi spune omului mai mult decât i-a spus când suferea. I-a spus, iată, cercetându-l și când era sănătos. Ce i-a spus? Te-ai făcut sănătos. Pricepi tu ceva acum din sănătatea asta? Pentru că, iubiți credincioși, sunt oameni sănătoși care nu sunt sănătoși pentru că sunt virtuoși. Adică sănătatea pentru ei nu este altceva decât un dar pe care nu-l înțeleg. Și sunt alți oameni bolnavi care nu din cauza păcatelor sunt ei bolnavi. Cei mai mulți dintre noi din cauza păcatelor noastre. Dar sunt și oameni bolnavi și încă foarte bolnavi care nu din cauza păcatelor lor sunt bolnavi. Despre aceștia o să vorbim într-o duminică viitoare. Până atunci să învățăm din această duminică cele trei lucruri. Vi le reamintesc. Primul lucru este că Hristos este prezent în suferință și în omul care suferă într-o credință. Și se întâlnește acel om cu Hristos, este consultat de către Hristos, în sensul că Hristos îi respectă libertatea și îl provoacă să participe la vindecarea lui. Și apoi, la suferința fizică se adaugă adeseori singurătatea. Și din singurătate ne-a scos Hristos, prin aceea că El s-a făcut foarte intim nouă. Și dacă l-ai pe Dumnezeu, cine poate să fie împotriva ta? Spunea psalmistul, da? Cine poate? O boală? Da? Un dușman? Ce poate să-mi facă mie omul? În tine, Doamne, am nădăjduit. Nu mă voi teme. Ce îmi va face mie omul? Dacă te am pe tine, nu în fața mea, ci în mine, și tu ești puterea mea, ce poate să-mi facă mie chiar moartea? Tu care ai biruit moartea, prin moartea ta, dăruind lumii înviere. Acestea sunt mesajele, puneți-le la inimă, meditați asupra lor și trăiți-le ca ceva foarte personal. Cineva mi-a spus, chiar nu m-am gândit niciodată, poate dumneavoastră v-ați gândit, de ce atunci când, mai ales la copii, dar am văzut că și la adulți, când se aniversează un număr de ani,
Ați observat? Se pune într-un tort, se pune într-un tort lumânări. Eu nu m-am gândit până aseară. Deci într-un tort se pun lumânări. Și copilul, dar am văzut și adulții, suflă în el. Le stinge. La moarte invers. Alții spun lumânări, le aprind. De ce oare? Hristos a înviat.